Salut și bine ați venit pe GL Crypto. Pentru astăzi v-am spus că o să fac analiza tehnică pe XRP. Aseară când mă uitam pe chart, mi-am dat seama că pot explica o treabă interesantă între Bitcoin și Altcoins, pe care o să vă arăt acum. O să fac analiza tehnică pe un timeframe mare și mic, vă spun zonele în care aș cumpăra XRP, dar și rezistențele. Nu știu dacă ați auzit despre ISO 20022 sau ISO. Ăsta este un standard internațional pentru schimbul de mesaje electronice între instituțiile financiare, iar XRP este în parteneriat cu ei. Atunci când ISO va intra pe plan mondial, probabil că Ripple va exploda. Părerea mea personală este că dacă ați vândut XRP, s-ar putea să vă pară rău peste un an sau doi. Nu zic că neapărat se va întâmpla asta, este doar părerea mea. Dacă greșesc, vă rog să mă corectați. Vă mulțumesc că v-ați abonat, dați subscribe și comentarii. Sper ca și din acest video să aveți ce învăța, iar cine vrea mai multe analize tehnice mă poate urmări pe Twitter, unde eu postez update-uri pe Bitcoin și altcoins, vă pot arăta acum. Aceasta este pagina. Tot ce vedeți aici este gratis, dacă cineva vă scrie sau se dă drept GL Crypto, vă cere bani, să știți că aveți de face cu un scammer. Puteți vedea trade-uri pe care eu le-am luat. Îmi spun părerea mea despre market, încerc să vorbesc cu voi, dacă aveți o problemă îmi puteți scrie. Zone în care eu cumpăr, analizez monede de top la alegerea voastră. Aseară am creat și un trade împreună cu cei care mă urmăresc. Am investit eu $200, iar profitul îl voi împărți cu doi dintre subscriberi. Dacă vreți cărți, le puteți găsi pe Google Drive-ul meu, despre Candlestick, Elliott Waves, Fibonacci. Aveți un folder aici unde puteți găsi ceva prin screen-uri despre Divergence, Chart Pattern. Intrați și în acest Word document unde o să găsiți mai multe link-uri. Le-am căutat pe internet și le-am postat aici pentru voi. Da. Ok. Tombola continuă, dacă vreți să câștigați o oră cu mine pe Zoom, în care noi putem vorbi despre trading, vă puteți înscrie la această extragere. Aveți de răspuns la două întrebări și sunteți înscriși. Până acum avem 235 de persoane, linkul îl găsiți pe Twitter, dați scroll în jos pe pagină și o să vă arăt imediat cum arată. Este acesta, nu? Dați click pe el și vă înscrieți, dacă doriți. Extragerea va avea loc zilele următoare, mâine sau poimine. Iar astăzi să vedem cum iese cu acea tranzacție și vom împărți și profitul. Deci, această pagină este în interesul vostru, dacă vreți să mă urmăriți, este super ok. Și acum haideți să vorbim și despre XRP, să vedem chestii interesante. Vă rog să mă urmăriți, dacă nu înțelegeți exact ce vă explic, vă rog să-mi scrieți, dar în mare parte nu vreau să intru în amănunte foarte profunde sau în analize foarte complicate și încerc să dau ceva cât mai simplu și pe înțelesul tuturor. Astăzi o să prezint o analiză doar pe Elliott Waves și Fibonacci, nimic altceva complicat. Vreau puțin să aprofundăm aceste două metode, ca să zic așa, după care o să trecem și la chestii mult mai avansate sau, da, depinde de comunitate cum evoluează. În ceea ce privește Bitcoinul, pe statistici mare lucru n-am văzut, nu s-a întâmplat, se pare că încă vor să țină prețul sideways și este normal având în vedere punctul în care ne aflăm, adică sub 0618 Fibonacci, una dintre cele mai importante rezistențe în cazul de față, dar o să urmeze și ceva mișcări cât de curând. Ok. Și acum haideți să analizăm XRP-ul în prima fază pe un timeframe mare, pe daily, după care o să vă arăt și acest chart unde eu deja am setat ordinele de buy, adică cele cu verde și avem și rezistențele cele cu roșu. O să vi le explic imediat. Ok, și acum puteți să faceți ca mine, dacă vreți să analizați și voi singuri. Și în prima fază vreau să comparăm Bitcoinul cu XRP-ul. Pentru asta dăm click pe Compare și scriem Bitcoin USDT. După cum vedeți, s-au suprapus charturile. Cel cu, sau linia galbenă este chartul Bitcoinului. Și acum o să apăsăm puțin pe logaritmic, chart. Sper să vedeți, charturile sunt puțin cam mici, sper să înțelegeți ce vreau să vă explic. Ok, aplicăm un Elliott Waves și o să vedeți o diferență. Și anume, de ce unele altcoinuri, chiar și XRP-ul pe viitor, o să bubuie, ca să zic așa, atunci când Bitcoinul va merge sideways. Da? Pentru că există o diferență și de asta se și întâmplă treburile astea pe care le vedeți. Adică o să vedeți Bitcoinul stând pe loc, iar multe altcoinuri vor avea pumpuri. Sau poate chiar atunci când Bitcoinul scade, unele altcoinuri vor crește. Ok? Și haideți să vedem în teorie cam ce se întâmplă, pentru că în practică se dau pumpuri de către market maker, balene, instituții. Da. Okay, dar haideți să identificăm și pe Elliott Waves această treabă. Eu o să vă spun exact ce văd, probabil alți trader nu văd treaba asta. Dacă vreți să mă contraziceți, n-aveți decât, puteți scrie în comentarii. Okay? Și atunci, pe Bitcoin avem așa, primul val, al doilea val, treilea, al patrulea, am scăpat de al patrulea, dacă vorbim despre un scenariu bullish. Iar acum ne-am aflat pe valul 5, care ne poate duce la 200.000. Aveți videoul în care v-am arătat cum poate ajunge acolo și o să atașez un link în descriere cu acel video. Da? Ideea e că încă nu este sigur dacă am scăpat de valul 4. După cum știți, avem scenariul bearish, da? Sau după cum l-am numit eu, drumul spre 25.000, unde putem avea sau putem vedea o corecție de tip ABC, da? Iar B-ul să fie confirmat în acest punct în care ne aflăm acum. Normal că poate să mai crească puțin, după care să urmeze acest C, dar în acest moment nu văd treaba asta, așa că ne putem aștepta la o corecție. O să fac analiza tehnică mai aprofundată și pe Bitcoin, dar probabil mâine. Acum o să vorbesc numai despre XRP. Da? Și acum haideți să vedem puțin diferența. Deci pe Bitcoin eu văd așa, 1, 2, 3, 4, 5, exact în acest tipar. Da? Și țineți minte, Bitcoinul pe valul 5. Și acum haideți să vedem la XRP ce văd eu. Și avem așa, în prima fază avem primul val, al doilea val, al treilea val, corecția și vârful, da? Al cincilea val. Deci ar fi vorba despre un 1-2 și iar acum încă un 1-2. Am scăpat de valul 2, de corecția pe valul 2, iar acum XRP-ul s-ar afla pe valul 3 și nu 5, ca Bitcoin-ul. Asta e diferența. Valul 3 să urmeze o corecție, iar valul 5 să confirme valul 3 mare. Ok? Și asta să fie un impuls intermediar, care doar să confirme valul 3 mare. Acum o să vă dau și cotele, să vedem exact cam până unde poate ajunge sau cam ce targeturi poate avea XRP-ul pe viitor. Ok? Asta e diferența. Deci, în prima fază, Bitcoinul se poate afla pe valul 5, dar XRP-ul pe valul 3. Și atunci de asta o să vedeți o diferență, pentru că Bitcoinul va fi primul sau va ajunge primul în vârf. Da? XRP-ul abia ce o să confirme valul 3 atunci când Bitcoinul va ajunge la sfârșitul valului 5. Da? Bitcoinul după treaba asta o să aibă o corecție de tip ABC sau bear marketul, o să vedem ce se va întâmpla, dar XRP-ul abia ce intră pe valul 4. Da? Asta e toată diferența și atunci de asta o să vedeți că Bitcoinul se duce mai jos decât XRP-ul. Ok? Asta este o diferență pe care va trebui să luăm în calcul pe viitor. Și astea nu se meargă niciodată la fel. Asta e toată chestia și toată șmecheria. Are să ștergem și acum are să vă dau niște cote pe XRP, să vedem cam până la ce preț poate ajunge această monedă. Iar pentru asta, în prima fază, o să confirmăm valul micuț, după care o să avem un target și pentru valul mare. Are să schimbăm culorile. Sper să înțelegeți sau sper că ați înțeles ce am vrut să evidențiez. Dacă nu, mă puteți întreba pe Twitter fără nicio problemă, da? Ok, deci are să vedem ceva cote pentru primul impuls. Iar pentru asta va trebui să aflăm valul 3 până unde se poate duce. Folosim Trend-Based Fibonacci Extension, o să intru pe Weekly, să vedem mai bine. Ok. Și luăm Fibonacci. Luăm magnetul să avem niște cote mult mai exacte. Din punctul 0, 1 și 2. Da. Iar acum o să intrăm pe scara lineară. Dar numai puțin, să le dau puțin mai jos. Da? Ok. Iar valul 3 ne poate duce până în zona asta, adică undeva la $3,4. După care să urmeze o corecție pentru valul 4, să vedem o cotă și acolo. Și de data asta o să luăm sfârșitul valului 2 și punctul vârful valului 3. Iar 4 de obicei se duce până în 0,382. Îi place zona asta. Și o să lăsăm acolo. Și hai să vedem valul 5. Deci așa se măsoară aceste valuri basic, da? Dar sunt mai multe modalități. Dar în prima fază ar trebui să învățați treaba asta, pentru că nu este foarte greu. Iar acum din nou Trend-Based, Fibonacci Extension, dar din punctul să renunțăm la magnet, din punctul 2, 3 și 4. Iar pentru valul 5 putem avea un target undeva la 4,13. Da? Și haideți să și horizontal line în zona aceasta. O rezistență foarte puternică. Da? Și acum ce s-a întâmplat e așa. Valul 5 o să confirme valul ăsta mare 3. Da? După care o să urmeze o corecție. Așa, haideți să vedem și până unde. Iar pentru asta Fibonacci Retracement din punctul 2 și până în punctul 3. Putem avea o corecție înapoi să ne ducă la 2,62. Ok? Tot acest scenariu o să-l updatez în caz că se întâmplă, dar aceste cote de obicei sunt destul de exacte, da? Și o să vedem pe viitor ce se întâmplă, dar update-uri se vor face, pentru că există și scenariul bearish pe XRP. Nu este neapărat că acum să ne aflăm în valul 3, pentru că nu este sigur că valul 2 s-ar fi terminat. Putem avea o corecție de tip ABC, da? Un flat sau un zigzag chiar și pe XRP, pe un time frame mare, care ne poate duce din nou la $0,5, deci fără nicio problemă. Asta depinde de Bitcoin ce o să facă. Dacă o să aibă un crash, atunci o să cadă din nou toată piața. Da? Și atunci Bitcoinul va confirma valul 4, de fapt va confirma corecția de tip ABC pe valul 4, iar când o să termine valul C, atunci vom vedea acea urcare spre 100-200.000 și atunci vom updata și chartul pe XRP, da? De fapt atunci se vor face update-uri pe toate monedele. Iar acum să-i dăm un target și acestui val 5 trend-based extension din valul 2, 3 și 4. Iar pentru valul 5 avem un target undeva la $5 pentru acest bull market. Da? Pentru XRP. În prima fază o să avem o rezistență destul de mare în această zonă, adică la $4,1. Dacă o să se întâmple exact scenariul acesta. Dar vă dați seama că eu când o să am confirmare că valul 2 s-ar fi terminat, o să știu aproape exact până unde se poate duce valul 3 înainte de corecție. Adică să nu ne prindă valul ăsta 4 și să vindem pe minus. Da? Adică noi întotdeauna căutăm, Elliott Waves ne ajută în mare parte să găsim bottom-ul, da? Să cumpărăm jos aici, după care noi să facem profit pe valul 5. Da? Deci cam astea sunt targeturile pentru XRP pe un time frame mare. Vă puteți aștepta liniștit la acest bull market sau în acest bull market ca această monedă să ajungă la $5. Da? V-am arătat și diferența între Bitcoin și XRP pe Elliott Waves. Asta o veți găsi și nu mai știu dacă la EGLD sau unde am mai văzut. Dar sunt mai multe monede care nu confirmă valul 4, dar confirmă valul 2. Da? Și atunci de asta întotdeauna va exista o diferență între Bitcoin și altcoins. Astea vor urca atunci când Bitcoinul o să stea pe loc și invers. Acum vreau să vă mai arăt ceva important, după care o să trecem și pe timeframe-ul mai mic, să vedem care e treaba cu zonele de buy și cu rezistențele pe care le avem. Știți că mie îmi plac cercurile Fibonacci, așa că haideți să facem o analiză și cu ele. Vă recomand să vedeți videoul în care am explicat de ce Bitcoinul poate ajunge la 200.000, pentru că am folosit aceste cercuri, dacă vreți să înțelegeți mai multe. Îl putem folosi și pe XRP, deci cercul Fibonacci, o să luăm magnetul, suntem pe logarithmic scale pentru că pe linear nu funcționează la fel de bine aceste cercuri, da? Și o să-l trasăm din vârful pe care l-am avut în 10 februarie până unde a dus corecția, la sfârșitul corecției, până pe 9 martie. Da? Și vedem că acest cerc verde, adică nivelul 3,698, ne-ar fi indicat vârful pe care l-a avut XRP-ul, adică la 1,7, dar mi se pare că s-a dus până la 1,9. Depinde cum punem această linie, da? Ideea e că dacă noi am fi știut treaba asta, știam că urmează o corecție destul de mare. Cercul ăsta Fibonacci pe timeframe-ul weekly sau daily, pe o scară logaritmică, sunt foarte, foarte puternice. Okay? Iar acum, dacă trasăm același cerc Fibonacci din vârful pe care l-am avut, adică la 1,9, și până unde am avut corecția asta mare, adică la 0,5. Haideți să vedem ce target ne dă pe XRP acest cerc. Și ne spune că se poate duce până în $11 în acest bull market. Acum o să vedem diferența, da? Când o să se întâmple treaba asta, ne întoarcem la acest video și vedem ce a fost mai puternic. Elliott Waves-ul pe care l-am proiectat adineori și ne-a dat un rezultat de $5. Sau acest cerc Fibonacci, care ne spune că o să avem o corecție foarte mare atunci când va ajunge la $11. Ok? Bun, și acum haideți să trecem și la timeframe-ul micuț. Da? Deci v-am explicat, astea sunt zonele de buy. Sunt zone trasate de mine, zone de suport, în care putem vedea o respingere. V-am explicat, aveți și un video și un tutorial, la fel este în descriere. Și v-am explicat că eu le trasez astfel încât să am o reacție. Pe spot putem face bani chiar dacă prețul scade. Așa nume. XRP ajunge în această zonă, aici ne putem seta două ordine de buy, în aceste două linii, adică la 1,08 prima zonă și al doilea ordin poate fi la 1,07. Da? Iar XRP-ul va ajunge în această zonă, va avea o respingere de 1-2-3% și noi o să facem bani. Puteți folosi CoinPanel, vi l-am prezentat ieri, sau dacă nu, faceți ca mine, faceți treaba asta manual, dar trebuie să stați mult mai mult în fața calculatorului. După cum știți, fac daily trading, din asta trăiesc și atunci îmi permit să stau mai mult în fața calculatorului. Da? Deci XRP ajunge aici, în această zonă, noi cumpărăm, sare puțin în sus pentru că e o zonă destul de bună de suport. Da? După care noi intrăm înapoi în USDT și așteptăm următoarea zonă, aceeași treabă facem și aici. Da? Ne luăm 1, 2, 3%, nu ne lăcomim. Și la fel până o să-i găsim bottom-ul. Da? Pentru cei noi, metoda asta am folosit-o ca să găsesc bottom-ul la 29.000 pe Bitcoin, la fel și pe TRM și pe mai multe monede. Okay? În XRP n-am investit niciodată în viața mea, de ce să vă mint? Nu mi s-a părut până acum, sau de fapt n-am stat să analizez niciodată această monedă. Nu mi-a plăcut, nu știu de ce, habar n-am un motiv anume, dar chiar nu pot să vă spun de ce n-am investit în această monedă. Nu mi-a plăcut și cam asta este. Dar având în vedere ce v-am spus la începutul videoului, s-ar putea să vedem ceva rezultate destul de bune pe XRP pe viitor. Ok, deci astea sunt zonele de suport, puteți face treaba asta sau un simplu DCA. Adică prețul coboară, vă ia toate ordinele și la un moment dat o să crească. Da? Puteți face treaba asta, astea zone destul de bune și le puteți folosi dacă vreți. Nu trebuie să faceți exact ce vă spun eu, da? Intrați pe acest canal doar să vă confirmați analiza proprie. La fel și pe Twitter, unde postez destule analize pe altcoin-uri și în special pe Bitcoin. Dar încercați să vizualizați celelalte videouri unde explic exact treaba asta și cum puteți să faceți bani. Mulți dintre voi ați aplicat-o, v-a mers, am primit o grămadă de mesaje în care de când am deschis canalul, voi ați făcut ceva profit. Da? Cine m-a ascultat. Încercați să nu mai cumpărați în vârf. După cum vedem, ne aflăm chiar sub rezistență, nu se cumpără sub rezistență. Aici vinzi în caz că ai luat mai jos. Dacă n-ai luat mai jos, la revedere, aștepți un pullback. Așa este cel mai sigur. Da? Întotdeauna încearcă să setezi zonele de buy, să vezi cam unde poate avea o reacție sau care crezi tu că ar fi suporturile puternice. După care te uiți, băi, în ce zonă mă aflu acum, în acest moment? Pot să cumpăr exact acum sau trebuie să aștept? Iar în acest moment, dacă așteptăm, trebuie să așteptăm un pullback, să ajungă măcar în această zonă care să cumpărăm, da? Pentru că dacă tu cumperi acum, dacă stai să te uiți pe un time frame mai mic, a respins 0,618, eu văd la ochi, dar nu mai trebuie să pun Fibonacci că văd că l-a respins deja. Acum este destul de periculos, se poate duce în sus, dar având în vedere că l-a respins odată și acum este a doua oară, este destul de riscant. Da? Prețul se poate duce în jos și o să vă arăt ce corecție putem avea de tip ABC și o să avem și niște targeturi imediat. Da, deci aveți mare grijă atunci când ne aflăm într-o corecție ca asta. Asta poate fi valul 4, se poate termina oriunde, da? Dar poate scădea mult mai jos, fără nicio problemă. După care se intre pe valul 5 și să atingă una dintre aceste rezistențe. Noi dacă prindem bottom-ul pe valul 4, acesta în care acum ne aflăm, și urmează un val 5, vă dați seama că se pot face profituri destul de bune înainte de o corecție mai mare. Ok? Deci v-am sfătuit, v-am spus în special să nu mai cumpărați sub rezistențele mari, pentru că este foarte, foarte periculos. Dacă e să stai să te uiți la chart, vezi că ar fi trebuit să cumperi undeva în această zonă, în cel mai rău caz, dacă nu jos. Ok, atunci când XRP a fost la 0.5 și se spunea, mai mult ca sigur că se duce 0.3, 0.2, atunci trebuia cumpărat. Da. V-am explicat pe Bitcoin în special cum a fost treaba. Cei care mă urmăresc de o lună sau de o lună jumătate de când am deschis canalul, știu despre ce vorbesc. Încerc întotdeauna să vă atenționez că avem o rezistență, să nu mai cumpărați, sau când sunt zone bune de cumpărat. Da. Bun, deci astea sunt zonele de pe XRP. Le puteți folosi sau nu. Fiecare face exact ce vrea. Haideți să trecem și pe 15 minute, dar înainte pe daily vreau să ne uităm puțin la ce confirmări putem avea că avem o scădere. Și ne uităm dacă avem vreun bearish divergence, dar până acum totul pare să fie ok. Haideți să dăm un time frame mai micuț. Da? Și până acum pare că n-am fi avut un bearish divergence destul de important sau un strong bearish divergence. Haideți să ne uităm și pe oră. Bun, deci prețul pare să se ducă în jos. Da. În special trebuie să ne uităm acum, pentru că se pot forma bullish divergence sau hidden bullish divergence. Dacă avem de face cu un hidden bullish divergence, înseamnă că asta poate avea urcare, adică să avem ceva de gen. Să văd imediat. Prețul scade, se formează un hidden bullish divergence, după care o să crească. Doar că dacă nu avem de-a face cu un strong bullish divergence, asta înseamnă doar că acest trend se va menține. Da? Doar că avem o mică urcare în trendul descendent. Okay? Trebuie să aveți mare grijă și la aceste divergence care se formează. Haideți să vedem pe weekly. Și pe weekly clar am avut în această zonă. Deci aici ne-ar fi atenționat că nu mai trebuie să cumpărăm. Vedeți? Chartul sau pe chart s-a format un strong bearish divergence unde avem un higher high, iar pe RSI s-a format un higher low. Da? Deci noi ne-ar fi atenționat în acest punct să nu mai cumpărăm. Urmează o corecție destul de mare. Da? Ar fi fost foarte, foarte ușor pe XRP să ne dăm seama de treaba asta. Doar din acest bearish divergence. Și haideți să trecem și la un timeframe mai micuț. Și avem așa. Aplicăm un Elliott Waves în prima fază. Avem un 1, 2, 3, 4 și 5. Da? Asta a confirmat C-ul. Și avem corecția de tip ABC, adică avem A-ul, B-ul și C-ul în această zonă, confirmat prin valul 5. Are să și schimbăm puțin culorile, că nu cred că se vede ceva. Și acum a început urcarea. Da? Și avem 1, 2, 3 uri care nu este neapărat să se fi terminat aici și noi să fim în valul 4 acum. De fapt, putem fi în valul 4, dar se poate forma într-un subwave. Vă arăt imediat. Da, deci 3-ul poate fi mai sus. După care să urmeze o corecție mai mare. Și de ce spun asta? Pentru că acest 3 trebuie confirmat printr-un alt impuls move format din încă 5 valuri. Și avem așa. Primul val, al doilea val, al treilea aici. Da? Ăsta să fie valul 4, după care să urmeze 5-uri să confirme 3-ul acesta. Ok? După care să avem o corecție mai mare. După care să avem urcarea pe valul 5. Bun. Și după cum vedem, avem ceva rezistență în această zonă. Chiar și la 1,93. Asta e o rezistență foarte, foarte importantă. Okay, asta este scenariul bullish. Iar acum haideți să-i dăm niște cote. În prima fază trebuie să aflăm dacă valul 4 s-a terminat aici sau nu. Iar pentru asta, la fel, Fibonacci, Trend Base, Extension, din vârf, da, până în bottom, după care în următorul vârf. Adică vom avea un ABC în această zonă, A, B și C. Doar că C-ul acesta are un target la 0,916, haideți să și punem horizontal line, sau undeva la 1. Ok? Deci C-ul se poate duce, adică această corecție în care noi ne aflăm acum, care încă nu este foarte mare, se poate duce la prețul de $1 sau 0,91, undeva în zona asta. Să se confirmă valul 4, adică acesta, după care să urmeze valul 5. Și haideți să-i dăm un target și valului 5 în mare. Da? Dacă vedeți că se confirmă treaba asta, îmi puteți cere pe, dacă vreți neapărat, îmi puteți cere pe Twitter ca să vă dau cotele mai exact. Da? Pentru că valul ăsta 4 poate să coboare și mai sus, dar n-ai de unde să știi, s-ar putea termina deja sau poate chiar s-a terminat în acest punct. Și atunci urmează o creștere. Ăsta să fie de fapt valul 2. Dacă nu facem un lower low, o să vă arăt imediat pentru că nu se înțelege de aici. Ok. Iar pentru valul 5 avem așa, depinde până unde se duce valul 4. Da? Se poate duce la 1,4, acest val 5. Deci aici vom avea o rezistență din nou. Da? Și atunci se va confirma valul ăsta 3, o să urmeze o corecție pe valul 4 mare, apoi din nou o urcare. Da? Să vedem dacă se confirmă treaba asta sau nu. Adică acum să avem o corecție, după care să urce în această rezistență pe care vi le-am dat aici, la 1,4. Dar normal că putem avea și ceva de genul, adică putem avea 1, 2, 3-ul, 4 și 5 și atât. Da? După care să urmeze o corecție mare. Ok, deci se poate întâmpla și treaba asta, dar eu o văd în special acum, în acest moment, așa. Da? Și haideți să verificăm și de ce. Deci ăsta normal este valul 3, clar. Da? Și o să aplicăm Fibonacci din valul 1 și 2. Să dăm puțin pe logaritmic. Scale și vedem că a respins perfect 161 pentru valul 3. Deci de aici îți dai seama că urmează o corecție. Și fără niciun dubiu, ăsta a fost un short perfect. Dacă l-ar fi luat cineva, adică la 1,364. Da? Asta ne confirmă nouă că am avut de-a face cu valul 3 și am intrat într-o corecție. Și acum suntem pe valul 4. Ok? Sau mai este și scenariul în care acesta poate fi valul 5 trunchiat, care să nu depășească vârful acesta. Și atunci noi să ne aflăm într-o corecție la fel, care ne poate duce. Da, zonele astea cred că sunt ok, haideți să și verificăm, pentru că acum încerc să vă arăt mai multe scenarii ca să învățați cât mai ok acest Elliott Waves cu Fibonacci. Încerc să vorbesc cât mai rar, să înțeleagă toată lumea. Da? Și atunci noi putem avea așa, 1, 2, 3, 4 și 5. Dar 5-ul nu este neapărat în teorie să depășească vârful valului 3. Și acum să urmeze acea corecție de tip ABC, adică A, B-ul și C-ul, și acum noi putem verifica prin Fibonacci dacă se poate întâmpla treaba asta sau nu și punem un trend based extension din punctul 0 A și B. Da? Și vedem că a respins zona asta, adică la 2,272. Deci se poate, dar nu prea, pentru că valul C este puțin prea extins. Este unul elongat și atunci nu este neapărat să se confirme acest scenariu. Okay? Deci ne putem gândi în acest moment că suntem în valul 4. Iar asta v-am spus, poate duce chiar și în aceste zone. Astea sunt zone bune de bai. Dar mi se pare că le-am dat aici, sunt în aceste două zone. Deci dacă ajunge acolo, o să vedeți o respingere pe XRP. Ok, deci cam astea sunt scenariile pe care vi le-am arătat și o să reluăm. Deci 1, 2, putem avea 3-ul sus, 4 și 5. Iar pentru asta, haideți să vedem dacă până unde poate ajunge acest 3 sau până unde poate fi confirmat. Trend-based extension din punctul 0, 1 și 2. Și o să dăm pe logarithmic chart, iar 3-ul ne poate, îi place zona asta de 3,618 valului 3, se poate duce până acolo, adică la 1,98, după care să avem o corecție. Da? Și atunci să confirmăm acest subwave, adică 1, 2, 3, 4 și 5 trebuie să fie confirmat în această zonă. Da? Se poate să vedem acest scenariu, dar asta este un super bullish. Okay? Sau normal că se poate întâmpla chiar și treaba asta pe care v-am arătat-o, adică să fie 1, 2, 3, 4 și 5, da? După care să urmeze o corecție destul de mare. Iar scenariul bearish o să fie așa, corecție de tip ABC, ca și pe Bitcoin, da? Deci A-ul, B-ul confirmat, poate chiar în această zonă, depinde ce face Bitcoin-ul. Să urmeze C-ul. Da? Deci în prima fază noi trebuie să aflăm dacă această creștere mai poate continua sau nu. Avem imbalanță în această zonă, adică la, dacă mi-aduc bine aminte, undeva în această zonă la 1,4-1,5, după cum vedeți, am avut o imbalanță între 1,27 și 1,36, dar a fost recuperată perfect prin acest vârf. Da? Deci ăsta a recuperat imbalanța. Și de asta ați mai fi avut încă un motiv pentru short. Okay? După cum v-am explicat, atunci când o balanță se recuperează sau se ajunge în zona imbalanței, o să vedeți o respingere. Da? Și acum dacă haideți să spunem că B-ul s-ar fi terminat în această zonă și acum o să urmeze o corecție destul de mare pe XRP. Asta e scenariul bearish. Și luăm din nou trend-based extension din punctul 0, A și B. Iar C-ul acesta ne poate duce, dacă ar fi să avem o corecție foarte mare, vă dați seama că poate ajunge chiar și la 0,17. Da? Dar în special ne putem gândi în prima fază la 0,38. Deci aici pentru ce o să avem mai multe targeturi. În prima fază o să vedeți aici la 0,618 o respingere, da? Dar asta nu mai poate să fie un flat, o să fie un zigzag, din cauza că A-ul este format din 5 valuri. Și atunci ne putem gândi că C-ul o să coboare sub A. Ok? Și atunci automat avem aceste targeturi. Primul target este la nivelul 1 pe Fibonacci la 0,38, doilea target la 0,27 și al treilea target maxim, părerea mea este că se poate duce până aici, adică la 0,175. Dar vă dați seama ce ar însemna treaba asta, nu? Dar se poate. Trebuie să luăm orice scenariu în considerare. Okay. Asta este bearish scenariu. Avem rezistențe aici, dacă luăm Fibonacci să ștergem totul. Vedem că a respins, da? Fibonacci retracement din vârf până jos și a respins 0,618. Asta e pe logaritm. Dacă dăm pe linear chart, vedem altceva. Vedem că nu a ajuns, deci a făcut exact ca Bitcoin-ul, da? N-a dat nici măcar un spike până în zona de 0,618. Asta mă face să mă gândesc că mai putem avea o urcare și asta, sau noi acum în acest moment, ne-am aflat pe valul 4. Ok? Dar vă dați seama că Bitcoin-ul se poate duce în orice moment în 42, după care să avem din nou o urcare. Asta înseamnă că valul ăsta 4 se poate duce și mai jos. Dar pentru asta pe noi nu ne prea interesează, pentru că avem zonele de buy, ca să se duce mai jos. Dacă din punctul ăsta să aibă un pump, atunci da, dacă n-ați cumpărat mai jos, probabil că o să vă pară rău. Dar de obicei eu nu stau să dau ordine sus, pentru că puteam să vă spun și acum, băi, cumpărați, da? Pentru că cred eu că valul 4 s-ar fi terminat și intrăm în valul 5, da? Nu pot să vă zic treaba asta, de până am confirmare pe Bitcoin. Și atunci, pentru asta avem zonele astea cu verde. Întotdeauna așteptați un pullback, așa e cel mai safe. Aveți grijă cu rezistențele, v-am explicat, nu intri sub. În cel mai rău caz, intri dacă o ia suport. Dar și atunci este destul de riscant. Cel mai safe, intri la un pullback. Îți fixezi o zonă super pentru tine în care să te simți bine cu ea. Și cam asta a fost. Da? Ok. În mare parte, văd că și XRP-ul îi place 0.618. Haideți să vedem și pe 15 minute dacă vedem ceva. Aici se pot forma mai multe pattern-uri. De obicei, când suntem în vârf sau când o monedă merge sideways, ca și XRP în acest moment, se pot forma o grămadă de bearish pattern-uri, ca să zic așa. Iar traderii sunt induși în eroare pentru că vor intra short, ăștia mai dau câte un pump, mai lichidează short-urile, exact cum ați văzut și aici. Da? Asta este un exemplu perfect. Da? Este un Bart Simpson executat perfect de către market maker. A dat prețul în sus, da? S-a intrat în zona asta, după care s-a mers sideways, s-a adunat lichiditate. Apoi ce au făcut? Au mai dat un spike în sus, au preluat lichiditatea din zona aia, după care și-au făcut treaba așa cum știu ei. Au dat prețul în sus și au lichidat tot. După care la fel, ordine de buy în această zonă, prețul a sărit în sus, aia este normal, după care la fel, așa cum o să vedeți mereu, după un dump, o să vedeți că urmează o perioadă de consolidare, unde se hotărăște ce se întâmplă. V-am explicat, orice pump va fi recuperat printr-un dump. Cam așa funcționează marketul și așa merg cu market maker. Ok? Treburile astea le găsiți peste tot pe chart. Bun. Mă uit puțin să văd dacă putem observa un harmonic pattern în această zonă. Dacă e să luăm Fibonacci. Retracement, vedem că ăsta a respins la 0.618, așa că se poate forma un Gartley bearish pattern, adică să avem ceva de genul W, da? Și avem X, A, B, C-ul să vedem cam până unde poate duce, după care să avem o urcare pentru punctul D, după care să pice în jos. Da? Iar pentru asta noi putem calcula valoarea C-ului și luăm din nou Fibonacci retracement din punctul A până în punctul B, iar vedem că acesta este un exemplu perfect de Gartley pattern, pentru că în prima fază a respins B-ul la 0.618, dar respinge și C-ul la 0.618. Da? Deci de aici prețul se poate duce în sus pentru a confirma punctul D, după care să vedem un dump. Ok. Dar, pentru Gartley, prețul se poate duce chiar și mai jos și aici se dă un target, adică până în 0.9 maxim, 0.8, toată zona aceasta. Okay? Să trasăm puțin și o să vedem ce se întâmplă. Da, după care, haideți să fixăm și D-ul. Și la fel, Fibonacci retracement din punctul B și să spunem că punctul C s-ar fi terminat în zona asta pentru că resping 0.618. Ok? Iar D-ul are două targeturi. Un target la 1,2254, adică la nivelul 1,272 pe Fibonacci, și mai are un target foarte puternic, în caz că o să ajung aici, din acest punct, la 1,25, adică 1,618 pe Fibonacci. După care o să vedeți un dump. Dumpul depinde de unde va veni, din ce zonă. Da? Dar haideți să spunem că va veni din zona de 1,618, da? Și o să avem două targeturi. Un short până în această zonă, haideți să punem cu verde, adică la $1. Și mai avem încă un target care ne poate duce la, de fapt primul target este la 1,06, iar al doilea target este la $1 fix. Ok? Asta le puteți face singur, vă puteți da seama singur de aceste targeturi, pentru că dacă vedeți că prețul crește, da? Și depășește acest vârf, vârful acesta la 1,2, vă puteți da seama că aveți două targeturi și se poate duce până în zona asta la 1,256. Aici se intră short. Dacă vreți să luați un short, ăsta este binevenit în această zonă și aveți aceste două targeturi. Când o să ajung aici, da, la $1, veți vedea un pump. Okay. Prețul din acest punct, dacă vedeți că se duce mai jos, la fel, ordine de buy se pot plasa. Haideți să vă explic o chestie decât simplă. Deci, dacă prețul se duce mai jos de aici, da, și vreți să intrați long, nu este nicio problemă, luați 1,06 și plasați un ordine de buy. Stop loss-ul de obicei pe un harmonic pattern se pune sub punctul A. Da? Deci stop loss-ul undeva în această zonă, iar all-din-ul de buy atunci când se sfârșește C-ul, sau dacă prețul o să coboare mai jos, ordinul de buy va fi la 1,06, iar stop loss-ul la 1,03. Da? Și dacă Gartley harmonic pattern, care este un bearish în cazul de față, o să vă iasă, n-are cum să vă atingă stop loss-ul, da? Pentru că asta nu depășește zona asta de 0,9 pe Fibonacci. Okay? Adică puteți vedea un spike până aici, să vă ia ordinul, după care se ducă în punctul D. Și atunci profitul este destul de ok. Puteți proba treaba asta, dar normal că nu o să fim singurii care ne dăm seama de acest pattern, iar după cum știți, marketul poate fi manipulat. Market makerii vor manipula acest scenariu, da? Sper că ați înțeles, este destul de ușor. Deci prețul poate să sară din acest punct sau de la 0,9 pe Fibonacci, de aici, da? Unii preferă ca atunci când punctul C ajunge la 0,618 să plaseze automat un ordin de buy, iar dacă ajunge la 0,9 o să plaseze și acolo un ordin de buy, o să-i fac o medie, da? După care prețul, ei știu că dacă ăsta e valid, prețul se va duce în punctul D și o să facă profit. Iar pentru punctul D avem două targeturi, unul la 1,2, iar următorul este la 1,618, v-am explicat. Se va face o medie, iar traderii așteaptă short în această zonă. Voi le puteți exersa, puteți vedea ce se întâmplă, este un exemplu perfect de Gartley, respinge 0,618 pentru B, respinge 0,618 pentru C. Deci știm la ce să ne așteptăm. Ok? Bun, păi cam atât pentru astăzi. Dacă n-ați înțeles ceva, vă rog să scrieți în mesaje, sau îmi puteți da mesaj de fapt pe Twitter, îmi puteți scrie în comentarii. Eu încerc să vă explic pe înțelesul tuturor și sper să ne auzim cu bine în următorul clip. V-am salutat, ceau!